Consiliul Județean Dâmbovița s-a reunit în ședință extraordinară. Primul punct pe ordinea de zi a fost proiectul de hotărâre privind transmiterea celor 10 apartamente cu destinația locuințe de serviciu din domeniul public al județului Dâmbovița și din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița în domeniul public al statului, adică către Ministerul de Interne. Acest proiect de hotărâre nu a fost pentru prima dată adus în Consiliul Județean pentru a fi votat. S-a mai regăsit de câteva ori pe ordinea de zi, însă s-a lovit de opoziția consilierilor județeni liberali. De această dată, 5 dintre consilierii liberali, Jean Popescu, Sorin Ion, Adrian Stan, Vlăduț Drugă și Teodor Buta, au revenit la sentimente mai bune și au fost pentru. Proiect de hotărâre privind transmiterea a 10 apartamente cu destinația locuință de serviciu din domeniul public al județului Dâmbovița și din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița în domeniul public al statului. Fac precizarea că, din câte cunosc eu, pe ordinea de zi a ședinței de guvern de mâine se află acea hotărâre de guvern care să valideze tot ce am aprobat noi la Consiliul Județean Dâmbovița. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, Gabriel Grozavu și Gabriel Pleașu, 2 abțineri, Dănuț Tică și Bogdan Marcu și o neparticipare la vot, Adrian Mocanu. PSD are în Consiliul Județean Dâmbovița 22 de consilieri, iar PNL 13. La această ședință au fost prezenți 32 de consilieri județeni, cei 22 de consilieri de la PSD și 10 de la PNL. Astăzi s-a încheiat scandalul celor 10 apartamente. Dacă nu sunt observații, vă supun votului dumneavoastră acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? 20. Mulțumesc. Voturi împotrivă? 2. Abțineri? 2. Deci 2 abțineri, 2 voturi împotrivă și o neparticipare la vot. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați înțeles necesitatea promovării acestui proiect de hotărâre. Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că săptămâna trecută, așa cum probabil ați văzut și din presă, am avut vizita în județ a domnului ministru secretar de stat Arafat, care a apreciat investiția pe care Consiliul Județean Dâmbovița a făcut-o în acel centru de coordonare a intervenției pentru situații de urgență. Mi-am permis, și ăsta este unul din scopurile pentru care v-am convocat astăzi, sperând că acest proiect de hotărâre va trece, să facem 2 proiecte de hotărâre prin care să aprobăm niște indicatori estimativi, pentru că, așa cum știți, avem semnat contractul de finanțare pentru drumul pe 4 benzi de la gara Târgoviște la stația OMV, și toată zona de acolo trebuie să aibă și rețea de alimentare cu apă și canal. Am gândit 2 proiecte distincte, unul legat de alimentarea cu apă, canal, rețea de gaze naturale, iar un al doilea proiect distinct pe care îl vom adăuga solicitărilor județului Dâmbovița pe lista de finanțări de la Ministerul Dezvoltării se referă la rețeaua de iluminat public în zonă. Nu vă ascund faptul că proiectul Consiliul Județean Dâmbovița de realizare a stadionului care va fi amplasat pe acest teren a trecut și este bine ca presa să știe acest lucru și am prezentat presei materialele care evidențiau faptul că a trecut de CTU Companiei Naționale de Investiții. Mâine voi avea o discuție la sediul Companiei Naționale de Investiții alături de 33 de primari din județul Dâmbovița care au proiecte aflate pe lista Companiei Naționale de Investiții, iar discuția va viza, fără putință de tăgadă, și complexul sportiv Târgoviște. Adoptarea hotărârii pentru transmiterea celor 10 apartamente cu destinația locuințe de serviciu către Ministerul de Interne se impunea în mod imperativ pentru faptul că, pe data de 22 aprilie 2017, se împlinește termenul limită stabilit pentru îndeplinirea obligațiilor Consiliului Județean Dâmbovița față de MAI, și anume, cele 10 locuințe să fie predate și să se construiască pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență un centru
de coordonare a intervenției, centru care a fost finalizat în luna februarie. La această dată, obligațiile Consiliului Județean Dâmbovița sunt realizate în totalitate, iar cele 26 de hectare de teren de la unitatea militară de la gară rămân în proprietatea Consiliului Județean Dâmbovița.